Amin. O să citesc un cuvânt al Domnului pentru această temă din Cartea Genesa, capitolul 24, începând de la un primul verset, câteva versete din acest pasaj, din cuvântul lui Dumnezeu. Un pasaj care se referă la alegerea unei soții, o alegere foarte interesantă, o călăuzire la fel de interesantă, care s-ar zice că nu E contemporană, dar să știți că principiile sunt aceleași. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor aveliurilor lui, puneți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc și te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isac. Robul i-a răspuns, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci, cu nici un chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său, Avram, și a jurat că are să păzească aceste lucruri. Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână, era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dăm mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde bia și am să dau de băut cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebecca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a se legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și a zis, dă te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bia domnul meu, a răspuns ea, și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a a zis, am să scot apă și pentru cămilele tale, până vorbea și se vor sătura. A vărsat în, gabră, în grabă vatra, în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic ca să vadă dacă Domnul a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de ciclu și două brățări grele de zece sicli de aur și a zis, A cui fată ești?" Spunem, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Ea a răspuns, eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcăi și a lui Nahor. Și ea a zis mai departe, avem pai și nutreți din berșuc și este și loc de găzduit peste noapte. Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, zicând, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu, Avram. Care ne-a părăsit în și gridincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților, stăpânului meu. Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. Rebecca avea un frate numit Laban și la Ban a alergat afară la omul acela la izvor. Văzuse veriga și bățările în mâinile surorii sale și auzise pe sora sa zicând. Așa mi-a vorbit omul acela. A venit, dar la omul acela care stătea lângă cămilele vor și a zis, vină binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile. Trecem din cuvântul Domnului la episodul în care se întâlnește Isaac cu Rebecca. Biblia spune, versetul 63, Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile Rebeca a ridicat și a ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă, Simțiți emoția? O simțiți? Așa? Și a zis robului său, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat mahrama și și-a acoperit-o fața. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebecca și aia a fost nevastă și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Vă puteți recupa locurile. Întotdeauna la un subiect ca acesta este foarte, foarte dificil. Pentru că oamenii gândesc în funcție de contextul pe care l-au avut, în care au trăit. De asemenea, este un subiect care întotdeauna este la actualitate. Întotdeauna vor fi băieți și fete care vor dori să se căsătorească și foarte bine și îi binecuvintez pe cei ce își doresc să se căsătorească. și mă rog Domnului pentru cei care nu-și doresc asta să le vină mintea la cap și să-și dorească lucrul acesta, cu excepția celor care sunt celibatari adică au primit din partea lui Dumnezeu sau prin creație, au fost așa, lăsați de Dumnezeu, să știți că a te căsători nu e o rușine. Fetelor care doriți să vă măritați, felicitări. Să știți că asta nu e un lucru rușinos. Băieților care vă doriți să vă căsătoriți, să vă însurați, să știți că asta nu e un lucru greșit. Pentru că Dumnezeu a dat o directivă clară și a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac eu este inițiativa lui Dumnezeu, căsătoria. Așa că vă salut pe toți care sunteți interesați de acest subiect. Nu am pretenția că în acest mesaj o să abordez toate fațadele acestui subiect și nici măcar nu am pretenția că o să răspund cel mai bine la întrebările pe care le ați adresat, însă cu smerenie îmi doresc din partea Duhului Sfânt să rămân la dispoziția Domnului și să spun ceva despre subiectul acesta. Mai întâi, am vrea să vorbim într-un mod clar despre subiectul acesta, și anume să vedem, în domeniul acesta al călăuzirii, care sunt principiile de bază care trebuie să stea la baza unei căsătorii. Ce trebuie să ai în vedere în momentul în care îți dorești să intri într-o relație de prietenie care trebuie să ducă în exclusivitate la căsătorie? Nu există un alt fundament. Este foarte important să înțelegem că mai întâi prioritară e pocăința acelei persoane care trebuie să bată în ghilimele de rigoare, adică să fie mult, mult mai importantă pocăința decât plăcerea fizică. Aici deschidem un subiect foarte interesant, un subiect foarte interesant, pentru că vor veni băieți care mă vor întreba, dacă n-au reușit încă vor scrie întrebarea, poate chiar acum, cum Frate, care mie nu trebuie să-mi placă de fata cu care mă sor? Acum, eu trebuie să vă spun că m-am căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume <laughs> și că îmi place cel mai mult și continuă să-mi placă pe viață de Alexandra, și pentru asta nu-mi cer scuze. Au fost câțiva care s-au enervat pentru că repet asta în pedici și îmi doresc să se enerveze în continuare și, după ce se enervează, să se pocăiască. Adică să știe că eu nu schimb optica, orice s-ar întâmpla da? Și trebuie să vă spun din experiența mea proprie că mi-a plăcut foarte mult de Alexandra. Înainte să o cunosc, îmi place acum și o să-mi pleacă pe viață. Să știți că și în rai o să-mi pleacă de ea. Va fi o altfel de plăcere, bineînțeles, dar sunt sigur de asta că e foarte important în domeniul acesta, ție ca băiat, să-ți placă de fata aceea. Deci nu pot să spun că trebuie să te cu o persoană pe care nu o poți vedea în ochi. Da? Adică să te înfiori când îți dai seama cine e soția ta, nu se poate una acasă. Și viceversa. Însă în plăcerea aceasta trebuie să primeze, trebuie să fie prioritară pocăința. Ce am vrut să spun cu asta? Am vrut să spun faptul că niciodată, niciodată, niciodată nu o să poți să spui vreau să mă căsătoresc și să fie și corect biblic cu persoana aceasta pentru că îmi place cum arată fizic doar pentru asta. Adică uitați-vă, care au fost criteriile, care au fost principiile după care acest om, bărbat, și nu era soția lui, a ales. V-ați întrebat vreodată de ce era cel mai bătrân? Sau cel puțin era bătrân, dar și versetul 2 zice că era cel mai bătrân din casa lui. V-ați întrebat de ce? Unul dintre răspunsuri este pentru ca să nu fie atras de ce se vede. Adică pentru Avram să nu primeze fizionomia Rebecăi. L-a ales pe cel mai bătrân. Apoi v-ați întrebat vreodată de ce era îngrijitorul tuturor averilor lui? Știți de ce? Pentru că era omul cel mai de încredere. Era omul pe mâna căruia Avram a lăsat cele mai mari investiții, cele mai mari valori din toată averea lui. Pentru că în domeniul acesta, când alegi pentru căsătorie, trebuie să alegi cu foarte multă responsabilitate. Trebuie să primeze pocăința acelei persoane. Și vedeți, în semnele pe care le pune acest bărbat, acest rob, care nu știm dacă este sau nu Eliazar, știm doar că era cel mai bătrân rob al lui Avram, din gospodăria lui Avram, observați că nu a zis nimic despre frumusețe. N-a zis, Doamne, fă ca femeia aceea să fie cea mai frumoasă din zonă. Nu. Rețineți ce vă spun. El a pus altfel de criterii ca fiind primare și prioritare. Obligatorii. Trebuie neapărat să existe. Dar uitați-vă că pentru că a ales corect și pentru că a intrat în planul lui Dumnezeu, rețineți ce spune vezetul 14, a zis el, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău. Pentru că acest om a reușit să identifice persoana care se află în planul suveran al lui Dumnezeu pentru Isaac. Uitați-vă că Dumnezeu i-a dat la pachet versetul 16. Fata era foarte frumoasă. Mă înțelegeți? Adică atunci când alegem cu prioritate pentru pocăință, și aici când vorbesc despre asta, trebuie să subliniez faptul că niciodată nu vei putea să te căsătorești cu un om mai bucăie decât tine. Știați asta? Oamenii caută să găsească niște sfinți, dacă se poate să se căsătorească cu niște îngeri. Am o veste tristă pentru voi, îngerii nu se căsătoresc. Îngerii nu se pot căsători. Am o veste real, reală. Îngerii, de-aia zice, vom fi în cer ca îngeri, adică nu au gen. Nu există înger bărbat, înger femeie, înger adolescent, înger adolescentă. Nu există. Îngerii nu se căsătoresc. Deci nu mai căutați îngeri, că nu există. Și dacă există îngeri pe care îi vedeți, să știți că nu se pot căsători. Și atunci, marea problemă a oamenilor este că ei caută cel mai dintre cei mai cei, dacă e vorba de o fată, și viceversa, dacă e vorba de un băiat. O caută pe cea mai, și o grămadă de băieți încearcă să-și pună o mască pe figură când e vorba să se apropie de căsătorie. Să-l vezi cum caută prin Biblie. Să-l vezi cum dă telefoane și zice, mă, unde că asta în Biblie? Că trebuie să-i trimit la fată. Trebuie să vorbesc din Biblie cu ea, nu? Așa e la modă. Nu vă căsătoriți cu o persoană care e doar botezată. Nu vă căsătoriți cu o persoană care este doar într-un cadru religios. Asigurați-vă că persoana aceea are o relație reală cu Dumnezeu, pentru că al doilea principiu în domeniul al căsătoriei este principiul proveninței spirituale. De unde provine el spiritual? De unde provine ea spiritual? Nu vă uitați la neamul din care face parte, să fie băiat de pastor, fică de nu știu cine, nu, cântăreți, cântăreați. Nu, 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 asta e important, rețineți și vă spun, nu asta e proveniența. Și proveniența e vorba de poporul spiritual vorbind, din care el, din care ea face parte. Pentru că cuvântul Domnului spune, omului Dumnezeu Avram l-a pus pe acest rob să jure, și a spus așa foarte clar, să nu care cumva să-l duci pe băiatul meu acolo. Mai mult decât asta, te voi pune să jur pe Domnul, Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului, că nu vei lua pen, pentru fiul meu sau fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu, Isac. Asta înseamnă că este foarte importantă proveniența spirituală a persoanei cu care intenționezi să vorbești în vederea căsătoriei. Este foarte important care e poporul ăla din care face parte, face parte el din poporul lui Dumnezeu, face parte ea din poporul lui Dumnezeu. A intrat el, a intrat ea, au intrat aceste persoane despre care vorbim, viitorul tău partener de viață a intrat deja într-un parteneriat etern cu Dumnezeu, este într-o relație strânsă cu Dumnezeu, se observă spiritualitatea lui din tot ceea ce spune, folosește jargoane care s-ar putea să fie problematice la auz din punct de vedere spiritual, folosește expresii de care ți-ar putea să fie rușine dacă le de pastorul, utilizează scurtături în viață legate de care să fie groază, mă, să n-audă cumva cineva din biserică. Să știi că e o problemă. Dacă conversațiile tale cu el nu pot fi registrate, nu video, doar audio, da? și nu ai curajul să le transmiți, nu live, da? nu live, nu prin transmisie live, ci să ai curajul să ieși în fața oricui și să spui, nu, nu mi-e rușine de cum vorbește el. Deci nu vorbesc despre intimități care sunt transmise doar în contextul căsătoriei și care trebuie să fie auzite doar de cei doi, nu despre asta vorbesc. Ci vorbesc despre acele dialoguri în care povestesc doi, băiatul cu fata. Și el are jargoane care sunt de nepermis. Ea are expresii care n-au nimic de a face cu cerul. Ai grijă, care e proveniența spirituală? Asta se observă din vocabular. Asta se observă din existența și mecăriilor pe care le transmite. Am o veste interesantă pentru fete, aveți mare grijă că s-a studiat statistic că o fată, este întotdeauna mai atrasă de un băiat un pic mai șmecheraș decât unul mai pocăit. Rețineți ce vă spun. Că întotdeauna băiatul ăla care face valuri prin centru, așa, prin anturaj, băiatul ăla care este în evidență, care e foarte proeminent, care roiesc în jurul lui alte persoane, să știți că ăla e foarte atractiv. Aveți grijă, fetelor. Asta s-a studiat și nu spun eu, spune istoria. Care sunt principiile după care alege o persoană? Care e proveniența lui sau proveniența ei spirituală? Ce fel de om este spiritual? Ți-ai imaginat ca el să fie tatăl copiilor tăi? Ți-ai imaginat pe acest băiat că deschide Biblia și că rostește o rugăciune cu voce tare când sunteți voi în casă? Nu în momente de criză spirituală. Nu în momente când trebuie să sune la zmurd, să la urgență, că e bine pandemia sau nu știu ce problemă în casa voastră. Și în momente normale, să fie obișnuit să citească din Biblie. Să a imaginat-o pe fata aceea că o interesează voia lui Dumnezeu mai mult decât lucrurile materiale? Ar putea ea să spună, când n de nimeni, că nu se transmite mesajul ăsta să, fie, să înceapă să devină popular, că deja deci e altă problemă, vrea să iasă în evidență. În momente obscure din casa ta în care să spună, să știi că pe mine nu mă interesează așa de mult banii. Că dacă trebuie să muncești cu două ore în plus și să nu fii prezent la biserică și pentru asta trebuie să stai la locul de muncă două ore în plus, eu prefer să fiu la biserică prezent. Sau pe ea o interesează, o, oh, mai trebuie să-mi pun ceva la bucătărie, mai trebuie să îmi dotez, nu știu unde, living și nu știu cu ce. Și îți zicem, du-te și muncește, tu vezi că și cu tare muncește. Care-i proveniența spirituală acestei persoane? Pe ce pune el accent? Pe ce pune ea accent? Fără să scoatem din sfera de influență lucrul și realitatea că trebuie să-ți placă de persoana aceea. Aici cu plăcerea e ceva care trebuie să vă spun, e posibil ca în special la fete, se întâmplă asta, e posibil ca băiatul să nu-ți placă din prima. Nu zâmbiți că vă prinde. Da? E posibil ca băiatul să nu-ți placă din prima. Nu e nicio problemă. Băieții, de obicei, cum sunt construiți ei, cum suntem construiți noi ca și bărbați, ei au un alt fel de gândire și lor trebuie să le placă foarte mult fizic, dar nu trebuie să primeze. Domeniul fizic celui spiritual. Un principiu foarte important, lasă-L pe Dumnezeu ca prin prezența Lui să fie acolo în casa ta, să fie acolo în factorul decizional, să fie acolo în zona unde se iau decizii, să fie interesat de prezența Lui Dumnezeu. Știți ce a zis robul lui Avram? Mă interesează foarte mult, foarte mult mă interesează prezența lui Dumnezeu. Doamne, fă ca fata aceea să fie cea pe care rânduit-o Tu. Vreau să intru în sfera de influență a prezenței lui Dumnezeu. Vreau să ajung în spațiu unde e prezent Dumnezeu. Fac liniște în viața mea, nu mă gândesc acum la alte probleme. Mă interesează prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu peste mine, peste viața mea, înainte să iau decizii, să fie prezent Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta. Uitați-vă cum pune accentul pe prezența lui Dumnezeu. Și zice așa: robul i-a răspuns, poate că nu va vrea să vină și ascultați ce zice Avram. Avram i-a zis. Domnul Vesetul 7, Domnul Dumnezeul Cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și e, din patria mea, și care mi-a vorbit și mi-a jurat când Seminței tale voi da țara aceasta. Va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Și ce zice Avram? Mă interesează în alegerea aceasta să fie implicat Dumnezeu. Să fie trimis, dacă e nevoie, îngerului Dumnezeu o să te rog frumos în domeniul ăsta să te rogi așa. Îi spui, Domnului, Doamne, nu vreau, nu vreau, nu vreau să fac ceva fără prezența Ta. Nu mă lăsa, Doamne, cum spuneam și într-un alt mesaj, să pun mâna pe clanța care nu mi-aparține, la ușa pe care nu trebuie să intru. Nu mă lăsa, nu mă lăsa să ajung până acolo, Doamne, fă ce știi Tu, dar nu mă lăsa, taie în calea, ajută-mă să mă opresc. Punem frână să-mi cu nasul în parbriz dacă trebuie, dar să mă opresc. Ziceți la mine. Indiferent ce pierd, nu mă lăsa fără prezența ta. E foarte important să accept, să cer, să proclam prezența lui Dumnezeu peste viața ta. Să-i spui Domnului, Doamne, nu vreau nici măcar să iau vreo decizie. Până acolo o să ajungi că să spui, nici măcar nu vreau să mă căstruiesc vreodată. Dacă nu ești tu prezent în ecuația asta. Vreau cu orice preț și cu orice chip, să fii prezent tu. Aici, în al doilea rând, am vrea să vorbim într-un mod special despre o perioadă, și anume perioada în care trebuie să percepi corect planul lui Dumnezeu, planul Divin. Există o perioadă de timp pe care trebuie să o aloci lui Dumnezeu. Există o perioadă din viața ta în care trebuie să te intereseze într-un mod clar voia lui Dumnezeu. Este un timp fixat. Trebuie să știi exact când e timpul acela. Pentru că altfel nu o să ai claritate în minte și nu o să poți ușor să înțelegi vocea lui Dumnezeu. Vedeți, este foarte important în contextul acesta să predai în totalitate viața lui Dumnezeu. Noi oamenilor ne este ușor să spunem că suntem cu Dumnezeu și că ne-am predat viața lui Dumnezeu până la proba contrarie. Până când trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne spună care e facultatea la care trebuie să mergem, până când trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu care e partenerul nostru de viață, până când trebuie să ne aruncăm în mâna lui Dumnezeu și când nouă nu ne convine ceva, totuși să acceptăm dacă e foaia lui Dumnezeu. Când lucrurile care ți le prezintă Dumnezeu îți plac, Potrivesc cu șablonul pe care tu ți l-ai construit până atunci, totul e în regulă. Când ceva nu bate cu ce ți-a gândit tu, din ce ți-a dat Dumnezeu, începe frământarea. În perioada asta în care vrei să percepi planul lui Dumnezeu pentru viața ta, va trebui să devii extrem de dăruit, predat, efectiv, în mâna lui Dumnezeu, încât să-i spui Domnului, Doamne, orice s-ar întâmpla, vreau numai și numai planul tău. Va trebui să-i oferi lui Dumnezeu acel pupitul de comandă din viața ta. Va trebui să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îți ofer controlul absolut în viața mea. Vreau să vă spun că pentru fiecare om Dumnezeu a creat o persoană cu care trebuie să căsătura, pentru că lui Adam Dumnezeu a construit o singură evă. Când au pentru că lui Adam Dumnezeu a construit o singură evă. Când au existat mai multe copii, a fost din cauza oamenilor, n-a fost datorită lui Dumnezeu. Rețineți că a fost vina omului când ei și-au dorit și Domnul Isus Hristos clarifică acest fapt și zice foarte clar, la început nu a fost așa Apostolul Pavel sublinează acest fapt și zice foarte clar, din pricina imoralității a curviei, fiecare bărbat să aibă cine? Pe cine? Nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Un bărbat și o nevastă. Un bărbat și o femeie. Nu există copii, nu există duplicat, nu vorbim de excepții, deces ces și altceva de genul ăsta. Da? Rețineți că într-un mod suveran, eu cred, 100% mă știți deja, în predestinarea în vederea căsătoriei. Sunt mai mult decât convins, Trec peste 100% și risc, da, să vă spun că sunt convins până măduva oaselor că Alexandra a fost fixată de cer, înainte să existe, cum cântam noi în seara asta, înainte să existe, Dumnezeu a scris în cer că planul lui suveran perfect este ca Alexandra să fie soția mea și eu să fiu soțul Alexandrei. Lăudați să fie Domnul pentru asta. Voi nu știți cum e, dar eu zic slăviți să fie Domnul. Dacă vreți să ziceți amin, poate vi se întâmplă și vouă binele ăsta. Fiecare cu da, planul perfect al lui Dumnezeu pentru el. Eu vă doresc din toată inima. Vreți și voi? Nu vreți. Vă doresc din inima să vă căsătoriți bine. slab vreți. Domnul să vă binecuvinteze să vă căsătoriți bine. Amin, laudă Domnului. Acum, cine o zis mai încet sau mai în tare, oricum toți vreți, stați liniștiți, da? E foarte important să înțelegem că există un plan suveran. Nu pot să zic că dacă cineva se căsătorește în Domnul și nu alege planul suveran al lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este cu el. Nu pot să spun asta. Pentru că Apostolul Pavel zice foarte clar, în domeniul căsătoriei, condiția este să fie în Domnul, adică să fie din poporul Domnului, proveniența să fie corectă. Dacă cineva nu acceptă acel plan suveran al lui Dumnezeu, există o variantă cam B, care nu e perfectă prin intermediul căreia nu o să poți să ajungi la nivelul la care Dumnezeu a proiectat lucrurile să ajungi. Adică Dumnezeu nu te va putea folosi la același nivel cum a vrut El. Te va folosi, dar nu la același nivel. De aceea e foarte important să-ți predai viața lui Dumnezeu. Să-i oferi lui Dumnezeu control absolut în viața ta. E foarte greu în domeniul Nu e ușor. Nu e ușor să spui Domnului, Doamne, accept voia ta. Pentru că s-ar prea putea spune în voia lui Dumnezeu să nu fie perfect pliată pe voia ta sau în anumite contexte care nu-ți afectează mântuirea și care nu-ți distrug destinația pentru slujire, să nu fie exact cum vrei tu, să fie ceva acolo care să pară a fi imperfect, dar totuși să fie planul perfect al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe că dacă ar fi și acel lucru în viața ta, s-ar putea să te mândrești și să te înrocești. Cunosc persoane la care s-a derulat planul lui Dumnezeu perfect. Și a fost ceva care a strânit uimire. I-a șocat pe unii oameni. Dar era planul perfect al lui Dumnezeu. Și mergând în viață, uitându-mă la ei, am văzut că Dumnezeu și-a derulat planul lui cu ei. În viața de familie și în viața de slujire predă controlul lui Dumnezeu. E foarte important apoi să te pui deoparte o perioadă de timp în care aproape că să nu cer nimic altceva decât călăuzire în domeniul acesta. Să știi exact care e planul ăsta potrivit al lui Dumnezeu. Să te deconectezi la alte surse care te perturbă, care îți aduc ceață. Și să-i spui Dumnezeu, Doamne, vin cu viața mea asemenea unei coli albe perfect. N-am venit eu să-ți sub nas dosarul meu plin de foi. L-am scris pe toate părțile și mic să fie cât mai mult scris acolo și să te, rog, să te oblig într-un fel să paravezi după planul meu. Nu. Vin cu viața mea ca o coală albă și te rog, scrie pe ea ce vrei tu. Asta înseamnă dependență de Dumnezeu. Asta înseamnă să spui Domnului, Doamne, așa de mult te iubesc și așa de mult mă încred în planurile tale, încât, Doamne, orice scrii tu, după ce citesc, îmi asum semnez și tot prin ajutorul tău respect. Asta e înălțimea la care ne vrea Dumnezeu să fim spiritual, inclusiv în domeniul căsătoriei. E foarte important asta. E foarte important ca în planul lui Dumnezeu să înțelegi câțiva pași practici. Pași practici pentru a avea perioada asta de analiză. 1. Pune pe listă o singură persoană. Ești băiat? Nu-mi fac un semn, da, știu că te gândești la asta, altfel nu venea în seara asta, da? Ok, obligatoriu pe lista ta să fie o singură persoană. Dacă ai pe lista ta două persoane, deja ești pe drumul greșit. Ești pe drumul greșit. Roagă-te, postește, cere lui Dumnezeu putere să ștergi una dintre persoane, prima sau a doua, șterge-o. Când îl întrebi pe Domnul, nu poți să întreba despre două persoane. Că aici nu-ți cauciucuri la mașină. Înțelegeți? Aici nu, nu dacă nu-i marca, aici cealaltă. Nu, aici nu-i nu, -i... nu -i pe încercate. Înțelegeți? E vorba pe viață. O singură persoană trebuie să ai minte. Pe lista ta trebuie să fie o singură persoană. La fel trebuie să fie și la fete. Însă pe lista fetelor trebuie să apară persoana după ce băiatul a întrebat-o. Că dacă o ții pe listă, pe persoana pe băiatul, ții pe listă de 20 de ani, nu, înțelegeți ideea, da? De 20 de luni, de ani întregi și tot insiști. Au fost oameni care au exagerat, au existat fete care au exagerat și au zis, Doamne, eu mă rog pentru persoana asta până când se va căsători cu mine. Și Domnul a zis, nu, nu se va căsători cu tine, punct. Ce mai vrei să înțelegi? Că nu-i planul meu. Nici cel perfect, nici cel perfectibil sau mai puțin perfect. Rețineți că băieții trebuie să-și aibă pe listă o singură persoană, una singură. Dacă ai două minte, în seara asta trebuie să facă curățenie. Diceți amin? Să zică fetele dacă nu zic băieții măcar. Amin. Una singură, una singură. Nu poți avea două persoane și să pretinzi să-ți vorbească Dumnezeu. Nu poți. O singură persoană, o singură fată, o singură fată pe lista ta dacă vrei să te însori. Dacă nu, poți să mai stai mult și bine. Că nu-ți dorești asta, dar să știi că o să stai o singură persoană. După ce băiatul ca fată a venit să te întrebe, pe lista ta, din nou, trebuie să fie o singură persoană. Dacă te-a întrebat băiatul care nu-ți convine, nu contează. Pe lista ta trebuie să fie persoana care te-a întrebat. Nu aștepta să vină prea mulți ca să te întrebe, că după aia e greu. E foarte dificil. O singură persoană pe lista ta, adică un singur băiat, dacă ești fată, un singur băiat. După ce ți-ai făcut claritate și ai ajuns să treci de pasul ăsta, asta e poate cel mai dificil pas. Da? Vei reuși să treci mai departe, să-ți găsești timp să postești pentru asta. Dacă îți dorești cu adevărat să te căsătorești bine, să știi că e foarte important ca să se facă claritate în minte, să ai timp special de post în prezența lui Dumnezeu. Să, să postești într-un mod accentuat, într-un mod focusat, centralizat pentru căsătorie să postești și să-i spui Domnului, Doamne, te rog frumos, spunem dacă aceasta e persoana. N-am spus de la început, însă trebuie să vă spun acum că după ce ai pe listă o singură persoană, perioada asta în care îl întrebi pe Domnul, în cazul în care n-ai 16 ani, acum toți aveți da? peste 18 ani, și în cazul în care în maxim 2 ani vrei să te însori, respectiv în maxim 2 ani vrei să te măriți, maxim, n-am zis minim, așa, atunci trebuie neapărat să-ți o perioadă în care să-l întrebi pe Domnul dacă persoana aceasta, dacă ești băiat fata, dacă ești fată băiatul, este pentru tine sau nu. Aici se întâmplă ceva care de obicei produce ceață. Oamenii îl întreabă pe Domnul, dar nu ori nu consideră, ori li frică, ori n-au o siguranță clară că Dumnezeu le poate răspunde într-un tip, de exemplu, de o lună și stau și se roagă luni, 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 poate ani întregi. Și tot se roagă. Dar Dumnezeu deja le-a spus. Ei nu vor să accepte. Sau Dumnezeu le-a transmis și ei n-au curajul să facă pasul ăsta prin credință. Înainte să mă căsătoresc, a venit cineva la mine și mi-a zis, pentru că eu mă aflam într-un context în care, în anul acela, nu prinsesem post de profesor, plecasem în misiune în ceva țări în, sfârșit una peste alta, nu aveam un post, un loc de muncă fix. Și în mod natural n-ar fi trebuit să mă gândesc la căsătorie. Da? Alexandra era studentă, nu aveam banii necesari, nici în cont, nici la ciorap, nici la părinți, da? și în mod normal nu, trebuie, să, nu te poți căsători, nu? Știți ce vă întreabă băieți primată tata socru? Cu ce o să și foarte bine că întreabă asta. Înțelegeți? Zice, cu ce? Unde o să stați? Se interesează pe părinți foarte mult. Și nu-i rău. Da? Și atunci a venit un frate la mine, care cred că a vorbit din partea Deului Sfânt, și mi-a spus, Caleb, Domnul îi spune să-ți transmit următoarele vorbe. Fixează-ți nunta prin credință. Dar nu fără să știe Alexandra. Înțelegeți? Unii mai fixează așa nu, dar o fixează de 10 ori, că nu li se potrivește. Da? Adică, gândește-te că poți să te căsătorești chiar dacă nu ai bani. E normal asta? Nu prea e normal, dar să știți că e biblic. Pentru că Dumnezeu, dacă e planul Lui, îți va da banii necesare, îți va găsi, te va ajuta să-ți găsești un loc de muncă. Nu mi-au venit banii prin curării stați liniștiți, am muncit. Ne-am căsătorit în 31 iulie 2000, nu vă spun cât, așa aflați-vă ușor. Așa și după ce ne-am căsătorit, în septembrie, în 1 septembrie, am prins post ca profesor. În tot acest timp, de la fixarea anunții și până în ziua în care am avut un post sigur, de fiecare dată când a trebuit Dumnezeu, ne-am purtat de grijă. Dumnezeu a fost cu noi. Dacă vă ajută fetelor o să vă spun că într-o zi, într-o noapte m-am trezit că am vizat un vis și dintr-o dată m-am trezit că o persoană dintr-un alt stat încerca să-mi trimite un cod de Western Union. Alexandra trebuia să-și plătească o rată la rochea de mireasă și când s-a transformat valuta aceea în lei, era exact că trebuia să plătească ea. Pentru că Dumnezeu este atent la nevoile tale. Dumnezeu este poartă de grijă. Este foarte important să fii în planul lui Dumnezeu. Este foarte important să ceri lui Dumnezeu voia lui să se împlinească. Dacă tu din curăție de inimă, din sinceritate, nu vrei să treci peste niște principii spirituale și zici, Doamne, nu vreau să mă predispun la slăbiciuni, la carențe, la păcate, nu vreau să cad în această perioadă de prietenie și vreau cât mai repede să reușesc să mă căsătoresc ca să fiu corect cu Biblia și cu principiile tale. Să știi că Dumnezeu îți va răsplăti Să știi că Dumnezeu va fi atent să-ți trimită prin harul său binecuvântare. Dumnezeul pe care ți-l predic din Biblia. Este un Dumnezeu al cerului și al pământului. Un Dumnezeu care știe ce se întâmplă în ceruri, dar un Dumnezeu care știe ce se întâmplă în pământ, așa, pe pământ, așa zice Avram. Dumnezeul cerului și al pământului. Nu-i doar un Dumnezeu al cerului, este un Dumnezeu al pământului, al problemelor tale de pe pământ. Și Dumnezeu îți răspunde la momentul oportun, dacă ești în planul Lui. Foarte important, postește. Postește, dacă încă n-ați stabilit de comun acord că sunteți prieteni în vederea căsătoriei, postiți separat. Nu încercați să faceți din post un mijloc prin care cică că să faceți evangelizarea. Adică uh, sunt persoane care uh, greșesc prin faptul că nu au stabilit că se vor căsători, n-au lucrurile foarte clare și își mai trimit mesaje din Biblie, mai discută, mai socializează, mai cică că se încurajează. Dacă vreți să te încurajezi ca fată, caută-ți o soră și încurajați-vă foarte mult, cât de mult posibil. Dacă vreți să te încurajezi ca băiat, caută-ți un frate. Și încurajați-vă din Biblie, dați-vă îndemnuri. Dacă, dacă vrei, caută și un frate slujitor care mai e mai în vârstă. Bătrânirea robustă, nu căuta pe cei mai tineri neapărat, poți-i cauți și pe tineri, dar caută pe cineva care îți spune întotdeauna adevărul. Nu ce ți place, adevărul. Că îți place sau nu, nu contează așa de mult, contează să fie adevărul și să te supui adevărului. Ai mare atenție și mare grijă. Postește. Permitei Domnului, cum spuneam, să-ți vorbească prin metoda pe care El o alege. Nu veni tu și spune, Doamne, dacă nu mi-o areți în vis, eu nu mă însăr niciodată. Ai grijă, că s-ar putea să treze 50 de ani. Cine te poți să vorbești prostii? Adică cine te-o să-i pui tu lui Dumnezeu condiții? Care dintre voi doi e Dumnezeu, băiete? Tu sau El? Lasă-L pe Dumnezeu ca fată să-ți vorbească prin metoda pe care El o alege. Foarte mulți oameni vor numai cum vor ei? El n-a zis să vină într-un picior fata asta, n-a zis robul, n-a zis să fie blondă, neapărat să fie, nu. A zis, fă ca fata aceea care vine și îi spun, erau mai multe care, la care putea să-i spună. Nu era neapărat ca fata asta să spună așa, să răspundă așa. Putea una alta, o alta să răspundă în felul ăsta. Și uitați-vă că semnele nu sunt semne simple nu sunt semne copilărești. dacă ninge mâine și tu știi bine că ninge, că doar la meteo, ce mai vrei? Adică există probabilitate în perioada asta, după ce e minus 0 grade, să ningă, nu? Dar nu -mi zice prin vară să ningă, pentru că nu are de -a face. Adică Dumnezeu nu schimbă natura și nu e obligat să schimbe natura, deși poate, pentru tine. Lasă-l pe Dumnezeu să folosească metodele lui. Când s-au mutat soarele pe cadranul lui Ahaz, nu au zis el cu ideea asta, nu venit. Nu venit Ezechia cu ideea? O veni Domnul cu ideea. Adică nu încerca tu să faci ceva care să, să ieși în evidență, să scrii o nouă istorie, să ai rating. Nu, nu. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Și în călăuzirea asta, fii, fii atent, fii foarte atent. Vedeți, semnele pe care le-a pus erau vorba de semne de ospitalitate, adică fata aceasta să fie bine manierată, să știe să vorbească. Fata asta, de cine a vorbit încă cu părinții ei, ea zice într-un mod deliberat, pentru că e crescută bine și zice așa, avem paie și nutreți din belșug și este loc de găzduit peste noapte, dar nu dormim în aceași cameră, mă, să fim serioși. Dacă ar fi la ora actuală, trebuie să-și ia un hotel, corect? Da sau nu? să-și cumpere o cameră în care să fie numai el și gata. Și pe românește scurt. Adică trebuie să fii foarte atent. Să fii foarte atent. Rețineți mers robul cel mai bătrân, nu Isaac. Că dacă era Isaac, putea dormi cum a dormit și băiatul său, Iacov, știți bine cum a dormit asta, nu? A dormit, în loc de pernă a avut o piatră. Mare atenție, mare atenție. Lăsați-l pe Dumnezeu să vă vorbească prin metoda pe care o alege Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vă vrea să ți vorbească printr-un mesaj care e în timpul unui program, nu îl înțelege nimeni, tu ești conectat la întrebarea pe care o ai în fața lui Dumnezeu. Și când tare îți spune, da, mergi înainte, sunt cu tine, nu lăsa ca mesajul să fie izolat și pe baza unui semn, imediat îi transmis mesajul și îi răspunzi că da. Nu. Iați o perioadă, recomand întotdeauna să fie minim 3 săptămâni. Nu pentru că 21 de zile nu e, o, nu e o cifră magică, ci pentru că e o perioadă suficient de lungă în care poți să primești răspuns din partea lui Dumnezeu. Și poți să te asiguri că nu e o voce în grabă, în pripă, în fugă, repede. O grămadă au luat decizii pentru că au pus un semn, s-au primit mâine și repede, poi mâine, eu și zis, fata la baia da. Și după două săptămâni s-a întâmplat altceva. Adică o luat decizii în grabă, în fugă, în rapiditate. Mare atenție, lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească prin metoda pe care o alege El. Îți poate vorbi printr-un vis, nu-i cere neapărat să vorbească printr-un vis, îți poate vorbi prin un vis. Dar visul nu trebuie să fie singurul argument pentru care tu să mergi înainte. Îți poate vorbi printr-o pace extraordinară. Știți cum spunea Alexandra altor persoane, dar eu o auzeam, când vorbea cu alte persoane, le spunea așa în domeniul ăsta, întotdeauna când mă gândeam la Caleb, simțeam pace. Întotdeauna când mă gândeam că el va fi viitorul meu soț, în perioada aceea în care nu știam că răspunsul din partea lui Dumnezeu, simțeam pace. E foarte important să ai pace. Pacea asta să știi că trebuie să o împarți o viață cu persoana cu care te vei căsători. Dacă n-ai convingerea că e lui Dumnezeu, dacă e o frământare puternică, să știi că încă e o problemă. După ce primești răspunsul din partea lui Dumnezeu, trebuie să ai pace. Se pot ridica uragane, vânturi, furtuni în jurul tău să strige: Mă oprește-te! Nu-i bine. Tu ai pace. Am stat și eu înaintea lui Dumnezeu trei săptămâni și uh, poate v-am mai spus, poate nu, dacă v-am spus, vă reamintesc, dacă nu vă spun pentru prima dată, vineri seara am pus-o pe Alexandra înaintea Domnului, am văzut-o la biserică, acum vă spun și asta. O treia să intru cumva cu ea în vorbă, știți? Și știam că știe bine limba română și am cerut e-mail-ul ca să-mi corecteze blogul, încă nu au apucat. O trecut câțiva ani de atunci, încă nu au apucat să-mi corecteze. Dar are vreme, nicio problemă. Adică am avut o, o, un mijloc prin care am intrat în discuție cu ea. I-am cerut e mail ul atunci era cu Yahoo Messenger, cine o prins relația asta știe cum a fost, dificil. Da? Și în contextul respectiv, în contextul respectiv, niciodată nu i-am spus nimic despre căsătorie, nimic că mie îmi place de ea, până în momentul în care am primit răspunsul din partea lui Dumnezeu. În vinerea aceea seara, când mi-a cerut e m-am pus înainte Domnului trei săptămâni. Și am zis, Doamne, în astea trei săptămâni te rog frumos să vorbești. Dacă prin toate metodele o să-mi spui da, să știi că eu mă duc la ea, o întreb și de acolo continuăm după cum se decide. Nu pot obliga. Băieților, să știți că nu puteți obliga o fată să se mărite cu voi. Nu creați presiune, că e zero, nu are valoare. Dacă nu zice da din inimă, degeaba zice forțat. Degeaba zice că e pentru scurtă durată. Într-un final va zice tot nu. Dacă, dacă Dumnezeu îmi zice nu, nu o să știe niciodată Alexandra lucrul ăsta. Și am zis Domnului, pentru că eram un băiat hotărât, sper să fiți și voi la fel. Doamne, dacă nu-mi zici nimic, ai grijă că o întreb. Adică, eu vreau să mă căsătoresc, a spus. N-aveam decât 22 de ani, da? Dar vreau să mă căsătoresc. Și am zis, Doamne, dacă nu-mi zici nimic, ai grijă că mă duc și o întreb. Asta a fost vinere seara, luni dimineața, m-a sunat un prieten. Cu care vorbisem de ceva vreme în urmă și i-am spus, el mă întrebase de ceva vreme în urmă că dacă sunt de acord când merge el la un vas al Domnului, să mă duc cu, cu el. Era un tânăr. Și spunându-i mai demult că da, acum nu putea să-i spun că nu. Trebuia să las lucrurile normale, nu? Să funcționeze. Ne-am spus că am vreo cauză. Când m-am dus acolo, am citit așa mai rar din Biblie, nu mi-am dus Biblia cu mine, ca să nu știe nimeni că predicator, nici măcar nu știu că eram. Încercam să mai transmit câte un mesaj. Când Domnul de la Har era, când nu era, ca și azi. În fiecare zi depindem de Harul lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului pentru azi. Și apoi ne-am pus pe genunchi. Sora care era acolo n-a avut niciun mesaj pentru mine. Într-un mod neașteptat era un bărbat în vârstă, pe care l-am văzut o singură dată în viață și nu l-am mai văzut de atunci. Știu doar cum îl cheamă prenumele. Atât. Și bărbatul acesta a avut o lucrare pentru mine și a zis tânărului, te a uitat la o floare din grădina mea, acum eu eram cel mai mic dintre toți băieții de acolo, da? Deci, nu prea, câțiva, cred că au fost în video și nu știu sigur, dar să gândim, mă, dar cum, chiar cel mai tânăr îi vorbește Domnul despre asta? Și te a uitat la o floare din grădina mea, eu, Domnul, am luat-o și am pus aproape de sufletul tău, roagă -te și tot ce nu este potrivit cu planul meu va fi îndepărtat. Amin. Ne-am ridicat de pe genunchi, ne-am pus pe scaune și am făcut pe neștiutorul, vă mărturisesc, vă spun sincer. Am vrut să martori. Și am zis, frate, ce e floarea asta? Și zice fratele în vârstă, dar ce o fi? E o fată. Ce o fi? Am zis, ok, mulțumesc. Băieți, au zis, te sor, Caleb. Ăștia abia așteptau să se sore. Dar m-am surat înainte lor, nicio problemă. Pe la urmă și ei s-au surat. Slăviți să fie Domnul, că pe toți ne ajută, Domnul, să-ți liniștiți. Ziceți, amin? Doamne, ajută. Da? Mă înțelegeți? A fost primul mesaj din partea lui Dumnezeu pe care l-am pus exact pe inima mea. Nimeni nu a știut că eu mă duc. Nu m-am dus cu motivul ăsta. N-am dat un telefon să zic, frate, nu vii cu mine să mă duc nu știu unde. Nu, n-am dat niciun telefon. Am ajuns acolo, Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Și am permis lui Dumnezeu să vorbească prin metoda asta. Am vrut să fiu corect în fața lui Dumnezeu. Și dacă i-am spus Domnului, Doamne, prin orice metodă vrei tu, te rog frumos vorbește -mi. Acum, cum era corect să mă pun de-a și voi lui Dumnezeu și să spun, Doamne, prin să nu vorbești, orice s-a întâmplat. Nu, am zis, Doamne, vorbește cum vrei Tu. N-a fost singurul argument, am avut și alte mesaje din partea Lui Dumnezeu. Nu neapărat profetice, altfel de mesaje, uși deschise, închise. Vă mai spun ceva acum, nu știu ce cu mine seara asta, trebuie să vă spun ca multe. Da? Într-o seară eram la Florești, la biserică, profit de faptul că Alexandra e numai online. Las -o că acasă ajung, eu stați liniștiți, dar nu, nu, se supără pe mine. Pentru că tot ce spune adevăr. Și mergând la biserică în Florești, acolo uh am stat înaintea lui Dumnezeu, mai transmiteam câte un mesaj, și tatăl meu avea câte un mesaj acolo, transmitea din partea Domnului, și vă spun sincer că prima dată ce mi-a atras urechile, nu privirile, da, i-am văzut și ochii okay, albaștri care sunt special și continuă să fie, dar mi-a atras urechile altceva, altceva. Amvonul era cam așa, un alt fel de amvon, în partea asta stângă anvonului amvonului pe bancă, erau cântăreții, pe capătul ăla era Alexandra și pe partea asta altă, unde stă prietenul meu Daniel, eram eu, da? Eram eu. Urma să transmit un mesaj, nu, nu era nimic a programat, nu știam că va cânta un grup în care există o fată, da? Nimic. Acum, pentru că biserica era mult mai mică, era biserica veche și între, anvon, între banca din partea stângă a și banca din partea dreaptă era o mică distanță, da? Eu, fără să vreau, am auzit-o cum se roagă. Când am auzit-o cum se roagă, a zis, mă, fata asta e Fata asta are ceva special în ea, de la Dumnezeu. N-am zis nimic, am tăcut din gură. Am urcat în mașină și pe drum înspre casă am auzit o voce, era vocea mamei mele, care zicea în mașină, ați văzut-o pe frumoasa din Florești. Cine era Alexandra? Eu n-am zis nimic, am tăcut din gură era în urmă cu vreo doi ani înainte de a vorbi eu și a de a vedea -o eu exact pe Alexandru. E foarte important să primeze lucrurile spirituale. E foarte important când mergi în propria casă să ai siguranța că ai un om cu care știe, care știe să se roage. Ai o persoană cu care poți să împărtășești bucuria, dar poți să împărtășești și necazul. O persoană care să nu fie interesată așa de mult de lucrurile Pământului. O persoană care să fie relevantă și să fie cât mai potrivită și cât mai performantă în domeniile în care muncește ea. Dar Pământul să nu fie numărul unu în inima ei. Să nu fie în stare pentru o mie de lei să spată capul și să te toce mărunți și să-ți distrugă viața. Nu. Să fie important cerul pentru persoana cu care te căsătorești. Fii perseverent în decizia pe care ai luat-o. Și ultimul punct, care pentru băieți, după ce ai primit planul, pornește odată. Pornește. Fă pași. I-ai spus lui Dumnezeu că stai trei săptămâni, după trei săptămâni trebuie să ai un răspuns. I-ai spus lui Dumnezeu că stai o lună, după o lună tu trebuie să ai un răspuns. Dumnezeu nu-i mut. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește și azi și vorbește pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să facem o rugăciune înainte să încercăm să răspundem la întrebări, vei vi să vă ridicați și aș vrea în prezența lui Dumnezeu să stăm cu toții, să stăm în prezența Domnului și să spunem, Doamne, suntem aici. Nu vrem să ne bazăm pe anumite lucruri, chiar dacă sunt principii. Vrem, Doamne, să ne vorbești fiecare dintre noi. Doamne, vrei să ne faci lumină, vrem o claritate mult, mult mai sigură decât ne putem noi imagina. Și, Doamne, acolo unde noi am greșit, acolo unde sunt slăbiciuni, acolo unde, Doamne, poate n-am păstrat principiile tale, te rugăm, trimite în durarea ta. Știți ce a zis robul acesta? N-ai îndepărtat îndurarea și credincioșia din casa stăpânului meu. Dacă ne bazăm pe ceva în domeniul ăsta a căsătoriei, că va fi o căsătorie fericită și binecuvântată, Trebuie să ne bazăm pe îndurarea și pe credincioșia lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care are de gând să se îndure de fiecare dintre noi. Un Dumnezeu care nu are doar niște faliți sau niște favoriți și zice: Nu mă ăștia vreau eu să-i binecuvintez. Un Dumnezeu care are credincioșie cu soarele, are credincioșie cu luna, e credincios față de nori, e credincios față de pământ, e credincios față de orice om. Și dacă Domnul ți-a promis că va fi cu tine, să știi că Domnul va fi cu tine. Ar avea rugăciunea asta să te rogi specii. Pentru o clară în domeniul căsătoriei. Ne rugăm cu toți. Doamne, suntem înaintea prezenței tale.